Salut și bine v-am găsit pe canalul How to Men. Vă mulțumesc că sunteți aici. Avem astăzi un videoclip mai nefericit, dar foarte relevant pentru specificul canalului. N-am apucat să fac videoclipul atunci când a apărut știrea, dar îl fac acum și anume, citesc de pe G4 Media, Bărbatul de 46 de ani a fost ucis de doi tineri de 16 și 20 de ani, a fost lovit cu bătele în cap, conflictul a pornit de la o ceartă între tineri. O să citesc articolul și o să-l comentez mai ales după. Un bărbat de 46 de ani a fost bătut marți seară, adică marțea trecută, nu astăzi când vedeți voi videoclipul, în plină stradă, în zona metroului din cartierul Crângaș, sector 6, până a murit. Sesizarea la poliție a fost făcută la 20.30. Acesta se plimba alături de cele două ofice ale concubinei sale, moment în care au fost abordați de un grup de tineri de aproximativ 4 fete și 2 băieți, conform unor surse apropiate a închetei. Aceștia i-au reproșat unei fete care îl însoțea pe bărbatul lovit, deci una din fiicele vitrege, cum ar veni, că ar fi primit o cerere de prietenie de la un alt băiat. De aici a pornit conflictul. Victima i-ar fi amenințat pe cei doi agresori de 16 și 20 de ani, iar aceștia au plecat, însă s-au întors cu băte. Dai seama, cei doi băieți. Cei doi tineri au alergat persoana vătămată, pe care au ajuns-o în mijlocul străzii, unde au lovit-o de mai multe ori cu bătele ulterior fugind. Bine că n-au dat petrecere, ulterior fugind, normal că n-au dansat, deși nu mă mai miră nimic. Bărbatul de 46 de ani a murit, medicii nu au mai putut face nimic pentru victimă, fiind lovită în cap cu o bătă. Polițiștii au reținut pe alți doi bărbați implicați în conflict, Conform unor surse apropiate a anchetei, în parcul Crângaș erau mai multe fete care voiau să o bată pe una dintre fetele cu care era domnul ăsta. Hai că au scris, nu știu, scuze, nu mă pricep la articole, dar g media nu prea, adică cu tot dragul. Sunt multe inconcordanțe, sunt lucruri scrise de mai multe ori care cumva pare că se contrazic între ele, dar e același lucru de fapt. Conform unor surse apropiate a închetei, în parcul Crângaș erau mai multe fete care voiau să o bată pe una dintre cele care era victima. Cea care dorea să o agreseze pe fata i-a chemat în ajutor pe cei doi tineri care sunt acuzați de crimă. Totodată fata care era amenințată cu bătaia a aflat... Așa că a venit la discuții cu concubinul mamei, bărbatul de 46 de ani. La modul vin cu taică mi să mă apere, că na, ăștia au 16 și 20 de ani, dacă îmi fac ceva, vin cu taică -miu. Fetele au discutat amiabil, mă îndoiesc amarnic, dar băieții s-au luat la ceartă. Cei doi tineri au plecat să se înarmeze cu niște araci pe care i-au luat de pe stradă și au început să-l lovească pe bărbat. Cei doi tineri acuzați de crimă au recunoscut în mare cele întâmplate, aceștia s-au prezentat singuri la poliție la secția 20. Singuri? Interesant. Update. Cei doi suspecți au fost depistați și aduși la sediul poliției conform unui comunicat transmis către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. La data de 14 mai 2024, în jurul orei 20:25, așa direcția, secția 20 a fost sesizată prin apelul 112 cu privire la faptul că pe bulevard din sectorul 6, un bărbat ar fi fost agresat fizic cu un obiect contondent la nivelul capului de către alți doi bărbați. La fața locului s-au deplasat de urgență polițiști din cadrul secției 20 care au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Totodată la fața locului echipaj de prim ajutor în pofida eforturilor bla bla bla, ok, acum nu mai are relevanță ce zic ei. Deci, ați înțeles povestea. Cred că ați înțeles și de ce fac videoclipul cei care mă urmăriți mai ales. Apropo, știu că e un moment nepotrivit, dar dacă susțineți mesajele pe care le dau eu aici, inclusiv mesajul din videoclipul ăsta care va fi foarte important, vă rog să-mi dați un like. Este și un video, se pare, filmat dintr-o mașină cu aia doi băieți, are 8 secunde, 9 secunde videoclipul, o să-l las în descriere, nu-l pun aici dar în videoclip se pare că ei se vede cum dau așa ca animalele în el cu bâtele respective, ca să vedeți cât de evoluați și civilizați suntem ca oameni. Deci dacă două fete s-au certat, cum te cerți când ești copil, că ești prost și te cerți pe toate căcaturile, că unul i-ar fi dat cere de prietenie alteia sau ceva. Nu știu cât le-au cu Facebook-ul, s-ar putea chiar să fi fost follow pe Instagram sau să o fie adăugat pe Snap. E, și din cauza asta pe taică sul l-au omorât alți doi băieți care n-aveau nicio legătură. O să zic o chestie cu care mulți o să fiți de acord, după care o să zic o chestie la care mulți nu v-ați gândit. Primul lucru. Pentru toți băieții care se uită, mă rog, știu că ăștia poate au fost băieți speciali care au făcut lucrul ăsta. Aveți grijă la smardoială. E foarte important. Ne zic părinții chestia asta de multe ori, dar nu o zic în felul în care trebuie. O zic într-un fel prost. Ei nu înțeleg psihologia unui copil sau unui adolescent. Sau au uitat cum era când erau și ei. Eu știu ca băiat că tu, mai ales dacă ești cu fete, vrei să le protejezi sau vrei să arăți că nu. Nu, vrei să arăți că uh, ești mardoi sau că nu-ți e frică. De la testosteron. Plus alți factori genetici, noi tindem să fim mai violenți fizic decât fetele, să ne și permitem să facem asta. Și singura noastră frică este să nu ne luăm bătaie sau să nu fim noi cei omorâți. La asta ne gândim noi. De multe ori ne gândim că nu avem cum să ne luăm bătaie, că știi, facem așa pe la sală. Ce amă că dacă dau, ne ducem la sac, pa, pa. În viață n-ai în față un sac. Ai în față un om sau mai mulți, că și dacă ai în față un om nu știi de unde pot ieși mai mulți. Și lucrurile sunt imprevizibile. Noi credem că suntem smardoi pentru că suntem tare. Tu te simți așa puternic, stângi joată dată pumnul și zici, da, dar ca tine e și altul puternic. Gândiți-vă dacă vă uitați la meciuri de box internaționale sau la UFC, că iau bătaie rău unii care se antrenează toată viața. Pentru cine se uită la UFC, de exemplu, nu credeam vreodată că o să-l văd căzut pe Sean Strickland. Sean Strickland care pare de neclintit, pare că poate să bată pe oricine până și-a o nu știu, de, oare de la Alex Pereira era? Îmi scapă detaliile că m-am uitat la mai multe meciuri unul după altul. Un tang de om și un alt și făcut a antrenat pentru luptă și fiind printre cei mai buni la aia care se antrenează, nu la aia oamenii normali. Pac și-a luat una, el fiind foarte atent și foarte bine a antrenat și a căzut. Deci chestia asta cu Smart Oil, și a zis-o și Tate, pe stradă nu e bătaie, noi credem că e bătaie, nu, e violență. Care e o chestie diferită, asta e un lucru foarte inteligent spus de Tate. Pe stradă nu o să ai parte de bătaie, de luptă, o să ai parte de violență. Se poate termina în 30 de secunde sau maximum 30 de secunde tragic, cum vedem acum. Deci asta pentru frica băieților că ei s-ar putea să-și ia bătaie. Da, da, se poate să-ți iei bătaie de la unul mai slab decât tine. Apropo, de multe ori de la unul mai slab decât tine. Violența este imprevizibilă, se întâmplă pe stradă. Dar mai departe de asta, la ce nu ne mai gândim noi bărbații, că noi, pa, chiar dacă nu ne credem Mars Mar 2, vreau să fac paranteza asta, de exemplu ne gândim că ceva se poate lua de mama, de iubita, de soția noastră. Mamă și ni se urcă sângele în cap. Ce că fac, că drec, că nu știu ce. Asta e bine, ok, că le protejăm, asta e super ok, dar trebuie să și gândim dacă se poate să ieșim un pic din zona emoțională. Eu era să mă iau la bătaie cu unii ca să-i protejez pe alții de vață cu maică mea. Ar fi fost o idee foarte proastă, noroc că m-au oprit. Totuși nu m am putut opri să țip la ei și ei fiind cu adrenalina aia în sânge s-au panicat și s-au împrăștiat. Până când și-au dat seama ce se întâmplă că sunt singur și am am cărat de acolo. Eu, din dorința mea de a fi smart 2 și de a... Mă rog, nu neapărat de a fi smart 2, că nu sunt. De a ajuta pe cineva în cazul ăsta, că era unul pe jos, pe căruia îi cărau ei picioare și nu puteam să mă uit la asta, eu interveneam punând în pericol pe maică mea, ta m pe mine capul. Rău. Trebuie să învățăm să ne temperăm aceste emoții. Rău. E ceva rău. Dacă nu gândim. Și poate să vină unul să-ți facă felul și tu te gândești, ce mă, că dacă îi dau una... Da, da, la fel gândește și el. Tu nu ai control asupra rezultatului în așa mare măsură în care crezi tu că ai. Și a doua frică pe care mulți dintre noi nu o avem și trebuie este dacă noi câștigăm. Ei au câștigat, nu? L-au bătut pe bărbatul ăla. Așa și ăsta are 16 ani, habar n-avea ce făcea, că e un copil, chiar dacă crede el că e smart 2, că e mă rog. Vă dați seama în ce mediu a, a crescut și ăla. Poate la de 20 de ani să fi știu mai multe, dar eu sincer la 20 de ani față de acum la 30 de ani era mult mai prost. Înțelegi? E, ăștia și-au distrus viața. Și l-au omorât pe săracul om. Cu o moarte groaznică îți dai seama, Asta stai sfârșitul vieții tale, nu vezi numai băte și nici nu vreau să mă gândesc a ieșit un dezastru total din cauza unei prostii. Pentru că ei doi n-au gândit. Sper ca din ce în ce mai mulți tineri să se uite la videoclipurile mele, poate ajung la cineva care să înțeleagă lucrurile astea. Tu trebuie să ai mare, mare grijă în ce situații intri. După ce ești în situații și nu mai ce să faci, asta e altă discuție, dar trebuie să ai mare, mare grijă în ce situații intri cu cine vorbești, cu cine te asociezi, în ce medii mergi, pentru că odată ce a început, it's on. de -aia eu, de exemplu, în viața mea de club, n am luat decât vreo trei pumni în momente diferite și nu am ripostat. Dacă nu ieșea bătaie ca lumea, eu nu dădeam înapoi. Adică nu loveam și eu ca să arăt că sunt șmecher, că încercam să calmez situația, pentru că știu ce înseamnă odată ce a început. Mai ales în cluburi, vin sticle, vin, se pot întâmpla o groază de chestii asupra cărora nu ai control. Dacă ești atent, nu înseamnă că ți-e frică și de-aia nu vrei să te implici, nu, înseamnă că ești inteligent. Știu că toți credem că suntem sunt Cred că ar trebui să vă mai implicați în niște bătăi din alea amicale, amicale da, să, cu prieten cu și să încercați să vă bateți pe bune, 30 de secunde, gen pe bune. Nu sparing. să încercați să vă bateți pe bune fără mănuși, să vedeți atunci. Și după aia te mai gândești că ai prietenul tău care te bate sau tu pe el. După aia gândește-te la unul care vrea să te omoare. Foarte important să ne temperăm aceste uh, porniri violente pentru că nu e doar Putem intra în bătăi în care nu avem control și o pățim rău și ne lăsăm în urmă familie și prieteni și plâng după aia după noi. Nu, putem să fim cei care câștigă și ajungem ca băieții ăștia să ne distrugem viața, să intrăm la închisoare. Bineînțeles, acești băieți și acum despre asta vreau să vorbesc, un băiat de 16 ani care își dorește foarte mult să fie violent. O să citesc un articol despre el acum care își dorește foarte mult să fie violent, care e capabil de violență, care se antrenează, deci nu neapărat luptător sau hotărât, ci violent, vă dați seama că el, în ce mediu să fi crescut. Că eu, de exemplu, nu mi-am minte să fi vrut să omor pe nimeni niciodată. Că m-am mai enervat eu și am avut niște gânduri vis-a-vis -vis de anumiți oameni, poate în lume, violatori, criminali și așa mai departe, dar eu nu mi-am și oameni, normal, în general, nu ajung în situația asta. Dar cine știe în ce mediu a crescut? E un cerc vicios. De asta încerc să fac o educație cu acest canal. Nu e bine să fii smart 2. E bine să fii pregătit de luptă dacă ai nevoie să fii pregătit de bătaie. Dar uite, poate tipul ăsta de 46 de ani poate era pregătit. S-a gândit, bă, o să-mi apăr fetele, o să calmez conflictul. Și vine la un, vin doi adolescenți și te omoară. Și nu te aștepți la chestia asta, îți dai seama. Zici, hai mă, copii, și te omoară. Pentru follow pe Insta. Ca să vedeți cât am evoluat ca oameni, ca să vedeți cât ne poate capul. Și asta am vrut să punctez. Foarte important să ai control, stăpânire de sine și ești testat în cele mai grele momente. Atunci trebuie să ai cel mai mare control exact când se poate să pierzi controlul cel mai ușor. Despre asta voiam să vorbesc. Haideți să mai citesc un articol aici. Videoclipul o să-l pun în descriere pentru că nu vreau să-mi demonetizeze. Oricum nu fac eu prea mulți bani din, din YouTube la ce vizualizări am, dar ca idee. Hai să vedem aici. Cel mai tânăr dintre agresori de numai 16 ani făcea kickboxing de performanță și plăcea să se prezinte ca o persoană extrem de violentă de care oamenii ar trebui să se ferească. Mă rog, ăsta e un articol de pe Digi24, nu știu dacă e așa la vârsta aia, având toate traumele posibile și imposibile din viața ta, ca mecanism de apărare, cauți să fii violent și să inspiri frică celorlalți. Că făcea kickboxing e un lucru foarte bun ca băiat, dar că îi plăcea să omoare oameni aparent, nu cred că mai e un lucru așa de bun. În majoritatea filmulețelor care între timp au fost terse de pe contul lui, însă câteva au fost salvate înainte de jurnaliști de la gândul, apare lovind sacul de box în timp ce în altele are inclusiv un baston telescopic în mână. E trendul asta, oricum asta se poartă, adică nu ne dăm seama cât de grave sunt lucrurile astea decât în momentul în care cineva trebuie să moară și mai apare la știri, că dacă nu apare la știri nu știm despre asta. Însă Videoclipurile și din manele și din trep, sunt pline de violență și de instigări la lucruri de genul ăsta și nu ni se pare ceva wow, a, e doar muzică. Uite că nu mai e. Uite că nu mai e. La fel de cunoscut era și de polițiștii secției din Crângaș, deși nu făcuse nimic ilegal, îl avea un vizor pentru că umbla cu indivizi suspect din cartier. Da, mai ales dacă stai cu oameni mai mari care deja sunt implicați în criminalitate, asta o să faci și tu. În ziua crimei, băiatul de 16 ani a mers cu un apropiat cu 4 ani mai mare să participe la o întâlnire tensionată dintre niște prietene și fiicele vitrege ale victimei. Da, cum am zis. Inițial s-au luat la ceartă, însă lucrurile au degenerat. Pe filmarea înregistrată de o cameră de bord se vede cum cei doi atacatori lovesc fără milă victima căzută la pământ. Ca un mesaj pe lângă tot ce am spus, ca să nu mă mai repet, pe care aș vrea să-l mai transmit și mai ales și pentru bărbați și pentru femeie, aveți grijă. Aveți grijă, crezi că sunt copii, crezi că sunt tineri, n-au ce să facă, hai mă că doar nu le omorâm pentru asta și uite ce poți să pățești. Și e foarte important pe lângă ce persoane stai sau în vecinătatea căror persoane ajungi, aveți grijă în ce medii vă puneți. Și mai ales vreau să explic tot valul ăsta de masculinitate toxică, masculinitate toxică. Aici este o subtilitate pe care eu explic pe canalele astea și care nu prea se discută în societate, multe din acțiunile făcute de bărbați, deși nesăbuite și vina lor 100%, nu este doar vina lor 100%, pentru că ei au fost aduși acolo și iscați de fete. Asta e un subiect complex și o să-l mai abordez în videoclipurile mele, dar multe din lucrurile pe care bărbații le fac, le fac pentru că fetele dictează mersul societății în multe privințe. Să știți chestia asta. Iar fetele sunt la fel de violente ca băieții, doar că nu sunt neapărat la fel de violenţe, violente fizic. Din cauza că au un nivel mult mai scăzut de testosteron, am citit diverse studii între 13 și 21 de ori, mai puțin testosteron decât băieții și bărbații, dar violența și pornile violente există în femei, la fel cum există și în bărbați, ca oameni. Bărbații își permis să o exercite mai mult fizic și cumva au și nevoie să se manifeste fizic într-un fel sau altul. De-aia e bine când oamenii, când bărbații fac sport, când ridică greutăți, pentru că îi mai detensionează. Dar vreau să nu uitați acest lucru, că ei nu s-au luat așa de la nimic. Ei de fapt acolo erau fiecare pentru niște fete. E important de menționat pentru felul în care credem noi, ca oameni, că gestionăm lucrurile în societate și că răul pleacă de la bărbați și că ei de capul lor încep chestii. Nu, de fapt, bărbații fac multe lucruri pentru a intra în atenția și pentru a le impresiona, respectiv a le proteja pe fete. Toate astea, trei categorii de acțiuni pentru fete și femei. O să las asta ca temă de gândire. Îmi pare foarte rău pentru domnul de 46 de ani nu știu ce să mai zic și să fiu, nu doresc nimănui așa ceva și de asemenea nu doresc nimănui să crească într-un mediu în care să ajungă la 16, respectiv 20 de ani, să o moare un om în parc pentru, nu știu, o ceartă între fete.